Că nu doresc să facă ăsta fotografii și filmări, mă voi duce la un avocat și voi consulta acel avocat să fac o plângere fondată, astfel încât el să ajungă în pușcărie. Dacă ajunge în pușcărie, da, să
știți că sunt eu disponibil. Am și vorbit, domnul polițist, care m-ați ajutat să-l băgați în pușcărie cu celălalt. Sau dacă intră în coșciuc, la fel. Tot așa pot să vă fac și eu fotografii, filmări. M-am și indus și am vorbit și, cum a zis, cu procurorul de eliberări condiționate. Care m-a eliberat pe mine ca să te bage în pușcărie. Și să fac eu. Nu că mă oftică, făcea ăsta înainte și el nu. Care m-ai ajutat, dacă mă iei la 13-14, iar. Am și fost la judecătorie, am fost și nu știu unde, am fost și la avocat. Ca să fac eu, nu tu. Acum să ai tu un atac de panică și a fricii că intri în pușcărie. Ți-am și zis, sunt și persoană publică, dacă vrei. Deasupra, pentru că sunt persoană publică, îți pot spune să-l amendezi pe ăla sau pe aia. O, mai că știu ce lacune a avut ăla, dar ăla e mai prost, dar eu sunt mai bun.